Cartea lui Mica Capitolul 1 Cuvântul Domnului spus lui Mica din Moreșet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda, prorocie asupra Samariei și Ierusalimului. Ascultați voi, popoare, toate! Ia aminte pământule și ce este pe el! Domnul Dumnezeu să fie martor împotriva voastră, Domnul care este în templul lui cel sfânt! Căci iată că Domnul iese din locuința lui, se pogoară și umblă pe înălțimile pământului. Sub el se topesc munții, văile crapă, ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin râpi. Și toate acestea din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel. Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este Ierusalimul. De aceea voi preface Samaria într-un morman de pietre pe câmp, într-un loc de sădit vie. Îi voi prevăli pietrele în vale și îi voi dezgoli temeliile. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plățile ei de curvă vor fi arse în foc și îi voi pustii toți idolii. Căci din plăți de curvă i-a adunat și în plăți de curvă se vor preface. De aceea plâng." mă bocesc, umblu de și gol, strig ca șacalul și gem ca struțul. Căci rana ei este fără leac, se întinde până la Iuda, pătrunde până la poarta poporului meu, până la Ierusalim. Nu spuneți lucrul acesta în gat și nu plângeți în aco. Tăvăliți-vă în țărână la Betleafra. Treci, locuitoare din șafir, cu rușinea descoperită. Locuitoare din țanan nu îndrăznește să iasă. Ja la bet haețelului, vă ia gustul să vă opriți în el. Căci locuitoare din Marot tremură pentru pierderea fericirii ei, fiindcă s-a pogorât nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului. În hamăți cai cei iuți la car, locuitoare din Lachish. Tu ai fost cea din tâi pricină de păcat pentru fiica Sionului, căci în tine s-au găsit nelegiuirile lui Israel. De aceea te vei despărți de moreșet gat, casele din Axib vor fi o amăgire pentru împărații lui Israel. Îți voi aduce un nou stăpân, locuitoare din Mareșa. Slava lui Israel va merge la Adulam. Radeți, taieți părul din pricina copiilor tăi iubiți. Lărgește-ți pleșuvia ca vulturul, căci ei se duc în robie departe de tine. Capitolul 2 Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor! Când se crapă de ziua, o înfăptuiesc, dacă le stă în putere. Dacă poftesc o goare, pun mâna pe ele, dacă doresc casele răpesc. Asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. De aceea așa vorbește Domnul. Iată, eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui lat de oameni, de care nu vă veți feri grumazi și nu veți mai umbla cu capul atât de sus, căci vremile vor fi rele. În ziua aceea veți ajunge de pomină, veți poci și veți zice, s-a isprăvit. Suntem pustiți cu desăvârșire. Partea de moștenire a poporului meu trece în mâna altuia. Vai, cum mi-o ia! ogoarele noastre le împarte vrăjmașului. De aceea nu vei avea pe nimeni care să întindă frânghia de măsurat pentru sorțul tău în adunarea Domnului. Nu prorociți, zic ei, să nu se prorocească asemenea lucruri, că al minteri o cările nu mai încetează. Este Domnul atât de grabnic la mânie casa lui Iacov? Acesta este felul lui de a lucra? Da, Cuvintele mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire. De multă vreme poporul meu este socotit de mine ca vrăjmaș. Voi răpiți mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiți și n-au gust de război. Voi izgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu. Luați pentru totdeauna podoaba mea de la copiii lor. Sculați-vă și plecați, căci aici nu este odihnă pentru voi căci din pricina spurcăciunii vor fi dureri, dureri puternice. Da, dacă ar veni un om cu vânt și minciuni și ar zice, îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Te voi strânge în întregime, Iacove, voi strânge rămășița lui Israel, îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul, ca pe o turmă în pășunea ei, așa că va fi o mare zarvă de oameni. Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor. Vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea. Împăratul lor va merge înaintea lor și Domnul va fi în fruntea lor. Capitolul 3 Am zis, ascultați căpetenii ale lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea, și totuși voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea și îi sfărâmă oasele, îl fac bucăți, ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan, apoi strigă către Domnul. Dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea pentru că au făcut fapte rele. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Din pricina aceasta va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie, și întunericul, fără nicio prorocie. Soarele va asfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatul lui. Ascultați, dar lucrul acesta căpetenii ale casei lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel, voi, cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept voi care sidit Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire. Căpeteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un norman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Capitolul 4 În vremile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămadă la el și vor zice, Veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărâ între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război, ci fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai turbura, căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci. În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei șchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniți și pe aceia pe care îi chinuise. Din cei șchiopi voi face o rămășiță, din cei ce erau risipiți un neam puternic. Și Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sionului de acum și până în veac. Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăția fiicei Ierusalimului. Pentru ce strigi tu însă acum așa de tare? N-ai împărat? Nu mai ai sfetnic de te apucă durerea ca pe o femeie la naștere? Sufere, fica Sionului, și gem ca o femeie la naștere, căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp, și te vei duce până la Babilon. Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrășmașilor tăi. C căci acum multe neamuri s-au strâns împotriva ta și zic să fie pângărită, ca să ne vadă ochii împlinindu ni se dorința față de Sion. Dar ei nu cunosc gândurile Domnului, nu înțeleg planurile, nu știu că i-a strâns cape niște snopi în arie. Scoală-te, fica Sionului, și trăieră, căci îți fac un corn de fier și o copită de aramă ca să sfărâmi multe popoare și să închin Domnului prada lor, să închin Domnului întregului pământ averile lor. Capitolul 5. Acum strângeți rândurile în cetate ceata Sionului, căci suntem împresurați. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. El se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului și cu măreția numelui Domnului Dumnezeului său. Vor locui liniștiți, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului. El va fi pacea noastră când va veni Asirianul în țara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt căpetenii ale poporului. Ei vor pustii țara Asiriei cu sabia și țara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de Asirian când va veni în țara noastră și va pătrunde în ținutul nostru. Rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul. Ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni și nu atârnă de copiii oamenilor. Rămășița lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare și sfâșie, și nimeni nu poate scăpa pe altul. Ți se va ridica mâna peste potrivnicii tăi, și toți vrăjmașii tăi vor fi nimiciți. În ziua aceea, zice Domnul, îți voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău și îți voi sfărâma carele. Voi nimici cu desăvârșire cetățile din țara ta și îți voi surpa toate cetățuile. Voi nimici cu desăvârșire de din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori. Voi nimici cu desăvârșire idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteele tale și îți voi dărâma idolii. Îmi voi răzbuna cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut să asculte. Capitolul 6 Ascultați, dar, ce zice Domnul? Scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurile să-ți audă glasul. Ascultați munți, pricina domnului și luați aminte temelii tari ale pământului căci domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel poporul meu ce ți-am făcut și cu ce te-am ostănit răspunde-mi căci te-am scos din țara Egiptului te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise Aaron și Maria poporul meu Aduți aminte ce plănuia Balac împăratul Moabului și ce i-a răspuns Balaam fiul lui Beor și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gelgal ca să cunoști binefacerile Domnului. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arder de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept se teme de numele tău. Ascultați pe deapsa și pe cel ce o trimete mai sunt în casa celui rău comor nelegiuite și blestemata efă mică. Pot socoti eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Pentru că bogații lui sunt plini de sâlnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor este numai înșelătorie în gura lor. De aceea și eu te voi lovi cu suferința, te voi pustii pentru păcatele tale vei mânca și tot nu te vei sătura, ci foamea va rămâne în tine. Ce vei lua dinaintea vrăjmașului tău nu vei scăpa, căci ce vei scăpa voi da pradă ei. Vei semăna, dar nu vei secera, vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu un de lor, vei face must, dar nu vei bea vin. Căci ei păzesc toate orânduirile lui Omri și lucrează în tocmai cum a lucrat casa lui Ahab și umblă după sfaturile lor, de aceea te voi face de pomine. Îți voi face locuitorii de bagiocoră și veți purta o cara poporului meu. Capitolul 7 Vai de mine, căci parcă sunt la strângerea poamelor și la strângerea bobițelor după culesul strugurilor. Nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea din tâi smochine dorite de sufletul meu. S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău, cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spin. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie. Atunci va fi uluiala lor. Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape. Păzește-ți ușa gurii de cea care îți stă în brațe. Căci fiul bat pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei. Nora împotriva soacrei sale, vrăjmașii omului sunt cei din casa lui. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta. Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși, chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui, până ce El îmi va apăra pricina și îmi va face dreptate. El mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea lui. Când va vedea vrăjmașa mea lucrul acesta, va fi acoperită de rușine. Ea care îmi zicea, unde este Domnul Dumnezeul tău? Ochii mei își vor vedea dorința împlinită față de ea. Atunci ea va fi călcată în picioare ca noroiul de pe uliță. În ziua când îți vor zidi iarăși zidurile, în ziua aceea și se vor lărgi hotarele. În ziua aceea vor veni la tine din Asiria până în Egipt, din Egipt până la râul, de la o mare la alta și de la un munte la altul. Dar mai întâi, țara va fi pustiită din pricina locuitorilor ei în urma faptelor lor rele. Paște-ți poporul cu toiagul tău, paște turma moștenirii tale care locuiește singură în pădurea din mijlocul Carmelului. Ca să pască pe Basan și în Galad, ca în zilele de altă dată. Îți voi arăta lucruri minunate, zice Domnul, ca în ziua când a ieșit din țara Egiptului. Neamurile vor vedea lucrul acesta și se vor rușina cu toată puterea lor. Vor pune mâna la gură și își vor astupa urechile. Vor linge pulberea ca șarpele, vor ieși tremurând ca pământului, afară din cetățuile lor vor veni pline de frică înaintea Domnului Dumnezeului nostru și se vor teme de tine. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Vei da cu credincioșie lui Iacov, și vei ține cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioare.